Ești gata? Gata. Stai. Ce? Stai, mă. Stai, mă, nu da, mă, nu mă bate. Păi stai. Gata, mă, dă m-a bă. Hai să mergem de aici. Aha. Aha. Cine mai vrea să plângă să se pună cu mine? Okay, you have proven that you are top GM. Now, I believe you when you say that you live outside the Matrix. Yes. But we have a slight problem. You think that I don't know who you are? Orlando the idiot told me all about you, and now his problem became your problem. You know what that Orlando did? He stole from me 1 kilo of weed. 1 kilo. And now you will have to bring me 1 kilo of weed or else I will use real bullets. Okay. Stai așa. Stai că rezolvăm. Uite, sună acum pe cineva și îți aduc. Hai, sper pentru numele Dumnezeu să răspundă dealerul nostru. Hai, răspunde. Alo? Alo, salut! Ce mă bucur că mi-ai răspuns. Uite, am nevoie de 1 kilogram de zahăr. Da, 1 kilogram. Da. Da, ai auzit bine, nu am înnebunit. Cât mă costă? Ok. Hai că ne vedem într-o oră. Ok, vin eu acolo, ok. Hai de pula mea, mă, ce mă fac, mă, că nu am atâția bani. Of, ori la dominatorul bulii, mă, ce-ți rupe-o coaiele, mă. Așa aș vrea să nu mă mai bată lumea când ajung în pușcărie, bă. Da, știu, sunt mare și arăt periculos, mă, da? Toți mă bat când ajung în pușcărie ca să arate cât de tari sunt, mă, da? Dar m-a săturat, mă, eu sunt contabil, mă, eu nu știu să mă bat. Eu sunt aici pentru evaziune fiscală, mă. Gata, mă. Eu am ajuns așa de mare că mănânc de stres, na. Dar nu e bai. Că mami zice că mai mare decât burta mea e sufletul meu. Hai mă, liniștește, mă, că nu te mai bate nimeni. Eu nu mă vreau să fac bine, mă, și toată lumea mă bate. Atâta bătaie am mâncat că nici nu mai pot să tricotez, mă. Să ce? Uite ce mileuri frumoase făceam, uite. Făceam pentru toți aici din pușcărie. Mileu pentru pahar, mileu pentru masă, mileu și pentru telefoane, mă, da? Dar nu mai pot, mă, că tremură mâinile, mă, de la atâta bătaie, mă, nu mai pot. Aha, căcații! Dacă te bătăceți odată, mă, că vreau și eu să dorm în pula mea! Taci, mă, Ioane, mă! El e Ioan Ciobanu. Ești cioban? Da, mă! Dar dacă vrei să dormi repede, gândește că-ți numeri oile în gând! Să mă gândesc la oile mele? Da, mă! Numărăle! O să vezi că adormi! Ok, hai să văd! O, bag pula, acum m-am excitat în pula mea! Orlando, hai că ți s-a plătit cauțiunea, poți să ieși! Iuhu! Du-te, bă, și fă puțină sală, mă, că ești chela pulii, mă! Ce ai zis? Un kill, da, șeful? Da. Cât face? Bă, nu mă fute, mă, că ți-am zis la telefon cât face! Hai, dă banii! Bă, dă banii, bă! Bă, tu vrei să mă fuți, mă? Nu! Atunci adă banii! Ok, uite, banii te sunt aici. Poftim! Ai pus-o, frate, bă, ai pus-o! Oh, nu! Pac piciorul! Capăt de linie, fraiere! Bă, trebuie să recunosc! Bă, chiar ai tupeu, mă! Hai, dă-mi eu ăsta, nu? Și poate îți rup numai un picior, mă! Hai! Ce? Bă, stai! Salut-o pe măta! Ai de capul meu! Ce fraier! Pregătește-ți picioarele că praf ți le fac! Dacă nu ți le-ai futut tu deja! Bă, tu chiar credeai că poți să-mi fur tu mie 1 kilogram de iarbă, mă? Stai! Mâinile sus! Ce? Piu, tu, mersi că m-ai scos din pușcărie! Știam că mă pot baza pe tine! Libertate, frate, poate facultate și viață de noapte. Hai de pula mea, cu ce faci, bă, afară, bă? Bă, bă, bă,
taci, băi, o să tot, că nu o să mă taie. Bă, taci, bă, tu ești prost în cap. Asta a fost ultima mea zi închis, mă, de azi sunt liber. Da? Bă, ce m-ai speriat, bă. Bă, dar de ce m-ai fătut în pușcărie, mă, cu ăla mare, mă? Bă, am vrut și eu să mă distrez în ultima mea zi. Știam că ăla n-o să-ți facă nimic. Sper că nu te-ai supărat, boss, știi că ți-a apărat în spatele în orice caz. Bine, bine. Bă, dar unde mergi acum? Ce o să faci? Bă, nu știu, habar n-am, o să văd. Bă, dacă nu ai unde să stai, te așteptăm la noi în căminul studențesc. Dai și tu la facultate și apoi poți să stai cu noi în căbin și nu te costă aproape nimic. Bine, frate, trec pe acolo dacă vă hotărăsc. Bine, mă, când ajungi, e treaba de Orlando. Mișto, băiat. Hei, Inocențiu, dar ce pula mea face aici? Fă, lasă-mă, mă, că sunt nervos, mă. Ești nebun? Cu pizda lui mumă ta aia frumos ai ajuns acasă la Andrei Țâțe, mă. Bă, acolo e portarul, mă, și neapărat trebuia să ajung la el. Bă, vin cu tine la Țâțe, mă, că eu-l cunosc bine și știu cum să-l iau, mă. Da, bă, Orlando, dominatorule. Ți-a zis? Normal că mi-a zis. Bă, avem o problemă, mă. Din cauza că tu ai capul ăla tău prost și ai furat un kilogram de iarbă de la el. Și acum el mă fute pe mine. A zis că dacă nu-i aduc un kilogram de iarbă, o să ne împuște. Asta nu sună bine. Normal că nu sună bine. Bă, dar de unde pulă scoatem noi un kilogram de iarbă? Că nici dacă adunăm din toate camerele din cămin nu scoatem atâta. Dar știu, mă, de-aia-s nervos, mă. Eu am fost aproape, mă, m-am întâlnit cu dealerul ca să cumpăr un kilogram de iarbă. Bă, dar tu nu ai bani de un kilogram de iarbă, bă, pulă, mă. Nu, mă, bă, nu am. Păi am lăsat poliției un pont unde să vină să-l aresteze pe dealer și am vrut să-i fur iarba înainte să-l prindă poliția. Mă, dar n-am apucat, mă. Și acum l-a prins poliția și l-a dus aici cu tot cu iarbă. Ca noroc că eu nu m-am venit să dau o declarație că am fost în zonă când l-au prins. Bă, stai, stai. Ce ai zis? Că l-au adus aici? Da, mă. Cu tot cu iarbă? Da. Nu, mă, nu. Nu, nu pot, mă, nu, mă, nu. Hai, mă. Nu. Bă, dacă faci asta pentru noi? Bă, nu pot, mă, să vă dau uniforme de poliție, mă, să intrați în camera de dovezi, mă, și să luați un kilogram de iarbă. Bă, voi sunteți nebuni, mă? Bă, taci odată. Bă, dacă faci asta pentru noi, promit să dau jos clipul cu nevastă ta de pe Pornhub. Ce? Tu ai filmat-o? A făcut cu la mă, ti s-a trimis și mâine, bă, bă, tu la mă, dar și familia. Băi, am zis la domnul capitan că voi ați lucrat sub acoperire în găși de dealer de droguri și acum v-ați întors după 3 ani. Așa că hai, intrați repede, un minut, un minut! Găsiți ghiozdanul cu iarbă și ieșiți! Bine, bine, un minut? Un minut! Exact că ține clipul cu nevastă ta! Mă du-te, mă băga mea, șpul! Bă, dar e plin de rafturi aici, unde naiba găsim noi ghiozdanul ăla? Bă, du-te tu în dreapta, eu mă duc în stânga. Hii, uite, am găsit! Am găsit! Bă, Orlando! Inocențiu! Păi, de ce am găsit? Pastile, bă! Bă, dar nu le lua, mă, că nu știi ce sunt pula mea și tu le mănânci ca pe niște semințe, mă! Bă, dar dacă stai aici la poliție, sigur e ceva bun de ele! Deja mă tot la negru, bă, pula mea! Domnul capitan! Băi, ședință acum! Adunăm pe toți, facem ședință urgent! Nu pleacă nimeni de aici până nu vorbesc cu voi toți! Oh, nu! Bă! Bă! Am găsit, mă! Haideți, bă, că ne caută capitanul! Poate vă caută, că remember! Nosotros no somos policías! Hai de pula mea, băi, Inocențiu, că vorbesc spaniolă, bă! Ce dracu sunt pilulele astea, mă! Oh, nu, mă! Hai, mă, că lăsăm la ușă ghiozdanul și venim înapoi după el înainte să plecăm! Hai, repede! Vamonos!